Campionatul european de juniori și cadeți la tenis de masă se desfășoară în Italia în perioada 11-20 iulie. Lotul tricolorelor din care fac parte și slătinencele noastre se pregătește intens pentru această competiție. Elevele antrenorului emerit Petre Arnăutu, Diana Lupu și Adina Diaconu și-au propus să se întoarcă de la europene cu medalii cât mai strălucitoare. Anul trecut am obținut 3 medalii de aur și una de bronz la mixt. Iar anul acesta îmi propun 4 medalii de aur. Este un obiectiv foarte greu de îndeplinit. Cel mai mult mi-aș dori medalia de aur de la simplu, ca să-mi păstrez titlul de anul trecut și să ies cu fruntea sus de la cadete. Sportiva Bogdana Trifu își dorește să participe la europene, însă mai are de trecut un hop. Asta îmi doresc de când eram cadet. Anul acesta am o șansă foarte mare, sper să ajung acolo. Campionatele europene se vor desfășura în 2 etape, echipe și individual. Competiția este una acerbă la care sunt înscriși cei mai buni tenismeni din întreaga Europa. Rusia, Germania, Franța sunt și mai mari ca noi. Să nu uităm că baza de selecție este mult mai mare. Așa că am dat doar câteva nume, dar să nu uităm că toate țările joacă. Toată lumea se pregătește un număr de ore foarte mare. Toată lumea caută sportivii sau copiii cu calități deosebite pentru acest sport și în această situație normal că ne este destul de greu, așa cum spunea și Adina. Sigur că e campioana europeană de anul trecut, dar toate fetele care vin la campionatul european își doresc să câștige titlul. Dacă pentru Bogdana Trifu ar fi prima participare la europene, Adina Diaconu și Diana Lupu au mai fost prezente la această competiție.